Din Deva am luat-o pe drumul de Oradea până în Beiuș, unde am cotit la dreapta spre est și am ajuns în comuna Roșia, unde vizităm peștera cu cristale Farcu. Am parcat aici în parcarea de lângă peșteră și deja ne-am făcut un prietenaș care cerșește mâncare și am văzut niște stânci minunate, așa că am zis să explorăm puțin în timp ce facem pauza de masă. Această galerie de mine a fost începută în anul 1987 și a continuat până în 1998, când s-a oprit exploatarea. Iar peștera a fost descoperită întâmplător, pentru că a fost o peșteră tip geodă, cu spațiu închis în subteran și a fost descoperită prin pușcături. Peștera a fost descoperită în 1991, dar n-a fost amenajată până în 2012. Acum o să parcurgem 250 de metri galerie de mină, să intrăm acum aici la muzeul minier, să vedem tirajele care s-au lucrat în subteran și după aceea să mergem la peștera cu cristale. Deci noi de fapt aici suntem într-o mină, ați înțeles? După cum se vede, sunt și aceste galerii care demonstrează clar că suntem într-o mină și mai apoi urmează peștera. Aici e mașina de perforat, care se făceau găurile subterante ca bancarea corpului de lucru. Iar acolo e un troliu. Părcele troliu vagoneții erau scoși de acolo după un plan înclinat. E un plan înclinat acolo lung de 200 de metri și cu ajutorul acestui troliu vagoneții erau scoși până aici. Am coborât în subteran, am trecut prin galeriile de mină și urcăm acum astfel încât să ajungem propriu zis la peștera cu cristale. Eu mă simt ca într-un film de ăla cu extraterestri. Cum e peștera asta cu toate formațiunile astea ciudate. Și parcă acum vine cum era la Alien pentru Predator. Aici peștera mai continuă încă 60 de metri, e rezervație naturală, se vizitează și acolo, dar cu programări și maxim 3 persoane. Am o întrebare. Da? De ce sunt făcute cristalele? Apă și caldă. Mulțumesc! O să vă arăt imediat cum se formează. În vârful fiecare e bulbul de apă și se cristalizează acolo. Iar acolo, în față, e liberula. Acolo e un fluture. Și pe bolovan, acolo, imaginația fiecare. Statui, ingeraj, Fecioara Maria. Acolo o păsărică. Cum se formează, nu? Da,
E bulbul de apă. Vârful lor e bulbul de apă care stă acolo. Și se formează în timp, se cristalizează și formează ce e aici. Wow, este singurul cuvânt pe care îl pot folosi după ce am vizitat peștera din Mina Farcu. Mie mi-a plăcut foarte mult și am aflat lucruri noi. Spre exemplu, nu știam că această peșteră este unica cu cristale de calcit care poate fi vizitată, unica din România. Mai sunt și alte peșteri, bineînțeles, însă acestea sunt foarte înguste și pot intra doar speologii cu echipamentul specific. De asemenea, am văzut pentru prima oară helictite, formațiuni care cresc orizontal. Și din studiile făcute, acestea cresc doar 1 mm odată la 15 ani. Pentru a ajunge în peșteră, prima oară trebuie să treci prin această mină, deci prin galerii de 10 de metri din Mina Farcu, iar mai apoi ajungi în propriu zisa peștera cu cristale. Biletul a costat 15 lei de copil și 25 de lei de adult, iar înainte să vizitezi peștera, ar fi minunat dacă ai suna ghidul, o să atașez numărul acestuia în descrierea videoclipului și nu uita că peștera este deschisă de la ora 11 până la ora 3.